Înțeles, da. Apropo, v-ați făcut calculele pentru Europa League? Cam cu toate nebunile astea de meciuri, cam cât se poate aduna așa? Adică, nu știu, să vă duceți într-un 20 de milioane sau e prea mult? Nu. Maxim 15. Deci cu tot, cu spectatori, cu tot? Cu totul 15 milioane. Uh-huh. Pentru că se joacă 10 meciuri, nu 8. Putem să jucăm 10, adică eu cred că 10 o să jucăm. Da, știi? Că poți să prind și barajul. Da. Deci 15 milioane, nu? Cam așa cred. Uh-huh. Păi bine, un an bun, nu? E un an bun, nu? Pentru noastră. Bun, nu că e bun. Este extraordinar, nu bun. Uh-huh. Nu e bun, e super. Cam cel mai bun din ultimii 4-5? Sau ați avut la fel? Ați mai avut? Păi nu, ăsta. Cel mai bun, să zicem, a fost atunci când am luat pe Chiriche 10 milioane, am văzut după Gado și am luat în Champions League vreo 25. Înțelegi? Mhm. Uh-huh. Atât se lua atunci, 20 cu toate, vreo 20-25. Eu zic că o să vin de jucători iară pe 10-15 milioane, părerea mea. Păi, dar vinzi dacă ai. Păi o să aveți, că dumneavoastră investiți. Aici e marea forță a dumneavoastră. Păi investez dacă ai, dar dacă nu prea văd acum marfă, că nu o văd care să fie. Aduceți un brazilian, domnul Becali. Păi de unde, nu? Păi din Brazilia. Bă, Horia, ca să vinzi jucători în România, pe 15-20 de milioane, trebuie să fie un jucător român de 17-18 ani, care el când face 20 peste 2 ani, de exemplu, uite ăla, Luis Munteanu. Da. Luis Munteanu, el, un jucător care poate să iei 20 de milioane pe el. Uh-huh. Dar nu acum. Eu nu-l luam, eu nu-l iau pentru acum. Adică să fie, că de ce brazilianul care el costă 20, da, nu ți-l lasă ție. Îl ia Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Sau întâi îl iau portughezii. Și după aia îl dau ei. Nu ți-l lasă ție, că tu stai în România și nu-l vezi. Ei sunt acolo, stau toată ziua cu ei în casă, bea cafea la masă. Da. Și văd cum bea cafeaua, și dacă îl frige pe limbă, și dacă e cafeaua dulce. Păi da, așa e. Ce să...